Maxelegi. Am depus astăzi candidatură pentru primăria municipiului Botoșani și pentru Consiliul Local Botoșani, împreună cu echipa pe care o vedeți în fața dumneavoastră, o echipă formată din profesioniști din toate domeniile de activitate, cu care sunt convins vom câștiga atât primăria cât și Consiliul Local, pentru că Botoșani merită o schimbare. În ultimii 4 ani de zile nu s-a întâmplat nimic în municipiul Botoșani. Botoșenii nu merită să mai sufere și avem nevoie de proiecte atât de infrastructură cât și educație, sănătate, să avem în vedere și partea culturală, pentru că, vedeți dumneavoastră, oglinda administrației publice este în spatele dumneavoastră. Dacă aici avem primăria, în spate avem un edificiu important care nu este finalizat. Trebuie să rezolvăm toate problemele majore pe domeniile de activitate și vin în fața dumneavoastră, împreună cu cei mai buni profesioniști, cu care sunt convins că vom câștiga ambele bătălii.